mi s-a părut interesant, între altele, pentru că eu i-aș fi zis, în egală măsură filmului, i-aș fi zis marile iubiri ale reginei Maria, pentru că sunt și iubirile ei, pur și simplu era o fire extrem de romantică, între altele, dar și iubirea ei nemărginită pentru România, iar relația ei cu Brătianu care era? Mă rog, nu putem să, bune, să ajungem da. În zona speculațiilor, da. Pentru că Argentoianu, un critic fervent atât al reginei Maria cât și al lui Brătianu, adică măcar critica pusese, pusese tot felul de povești, erau două personalități accentuate, care probabil aveau palier de comunicare pe anumite subiecte, dar fără îndoială că nu întotdeauna se întâlneau, ieșeau scânteii inteligente din întrevederile lor. În același timp, personalitățile constituite și construite în timp aveau decența necesară ca în situații limită să nu inverseze prioritățile, să nu pună orgoliu sau vanitatea înaintea intereselor comune. De aceea, Ionel Brătianu a insistat ca regina să vină la Paris, la conferința de pace, știind că prin farmecul ei, prin capacitățile extraordinare de comunicare, de relaționare, ar putea într-un fel sau altul surmânta lucrurile. De altfel, ea se duce la Paris și face furori. Are întâlnire cu Tigru, cu Clemenceau, o întâlnire obținută cu greu, care trebuia să dureze o jumătate de oră și după 120 de minute ușile erau încă închise. Ea a fost cât se poate de precisă și a cerut conturul României de la Tisa până în Banat. A fost acceptată această poveste. Cu alte cuvinte, o relație bună, dar care n-a fost întotdeauna complementară sau armonică. Și așa cum istoria încearcă să salveze trecutul, două personalități accentuate care în situații limite au știut să concerteze prioritățile. Filmările. Da. Unde s-au făcut? La Buftea, la Muzeul Asta de Istorie. Asta mi se pare iarăși, nu știu, s-au făcut la Buftea, că da. Tot ce am zis, da? Acum, întorcându-ne puțin la ceea ce am spus, la Buftea a fost semnată pacea, n-a fost promulgată de rege. Și Buftea era să fie, a fost leagănul cinematografiei românești, nu prea mai e. Îi zicea Sucheanu Buftiud, adică era Hollywoodul nostru, așa că da. Am filmat la Buftea, am filmat la Cotroceni, la muzeu. Deci Paris unde e filmat? Parisul, gara din Paris e filmat tot în Buftea și Parisul e filmat în studioul de la Buftea. Aha. Da. Discursul. Vrei să spun acest... Da. M-am întâlnit cu regizorul, ne-a spus că textul va fi în engleză, dar în același timp am sprijin în lectura lui, pentru că în fața marilor puteri, Brătianu citea niște lucruri scrise pe o hârtie, am avut un coach, am exersat, am repetat, eram în confort, am avut o distanță de vreo 3 săptămâni din momentul în care am dat proba și am aflat că am luat rolul până în momentul filmării. Eram într-un fel sau altul obsedat de povestea cu textul în engleză, accente și cam asta făceam. Râdeau și copiii de mine. Între timp am avut o filmare, am filmat un scurtmetraj cu Ruxandra Ghițescu și în pauzele filmării, în loc să repet textul secvenței următoare, eu îmi ziceam în engleză. M-am întrebat, ce faci? Și zic, în sfârșit, până m-am devoat la misterul. Cert e că am reușit să îl pun cât de cât în... știu eu, într-o coerentă formulă, sprijinindu-mă în text. M-am dus dimineața la ora 6 la Buftea, m-am întâlnit cu Alexis Cahlil, suit la mijloc. Bucuria revederii a fost exprimată în cuvinte puține și a spus, Adrian, m-am gândit, vreau să spui textul pe din afară.
Sigur că aveam alternativa de a spune, stai puțin, am vorbit altfel, eu am muncit în sensul ăsta și... Dar mi-am dat seama că ar fi fost inoportună intervenția mea, inutilă de altfel. Drept urmare, m-am retras și am început să spun textul care în engleză de lung, fără sprijin. Da. Nu era deloc simplu, m-am enervat. Cert este că după vreo 45 de minute am reușit să-l pun cap la cap, l-am spus o dată coerent și am răsuflat ușurat, zic, la filmare o să fie niște acrocuri, dar până la urmă, dacă am reușit să-l spun o dată pe din afară, înseamnă că l-am învățat. M-am dus, m-am îmbrăcat în costum, mi-am pus ochelarii pe ochi și la un moment dat, luându-mi telefonul, pentru că toți suntem addicted, mi-am dat seama că nu mai văd. Mi-am îndreptat ramele, zic, domnule, cine știe, cu distanța focală, mi-am pus telefonul și nu mai vedeam. Și atunci, paranoicul meu discurs interior a fost următorul. Efortul pe care l-am făcut învățând textul m-a pus în condiția de a face, probabil, un atac la nervul optic și lucrurile de acum sunt un bun scenarist, nu știu dacă... În siaj, o să cad aici pe set și... Bun, cui să spun că am problema asta, că nu mai văd, am pățit, n-aveam cui. Erau 100 și ceva de oameni la figurație, colegii actori... Cert e că mă tot verificam și realmente nu vedeam. Deci nu vedeam, la distanță vedeam, dar aproape nu vedeam. A venit regizorul, m-a întrebat cum sunt, am zis foarte bine, foarte bine și așteptam momentul în care ceva se va întâmpla mult mai flagrant, pregnant. Mă gândeam dacă toate pinurile de la carduri le știu copiii, tot felul de gânduri colaterale și de asemenea mă gândeam la situația în care aș fi căzut acolo pe set, ce s-ar fi întâmplat cu filmarea. Cert este că am traversat ziua. Am știut textul, mă verificam din nou, îmi puneam ochelarii, nu vedeam, la ce medic să merg după, etc., etc. Nu lungesc povestea. Cert e că după filmare, bucuria faptului că au ieșit scenele, dar în același timp și drama, că mi se întâmplă ceva organic și sunt conștient de acest lucru, a venit cineva de la machiaj și m-a întrebat, domnul Titine, n-ați pierdut nimic? Nu. Zice, dar ăștia și mi-arată o pereche de ochelari. Zic, sunt ochelarii mei și ăștia erau ochelarii colegului meu, Petrică Moraru, pe care i-am luat întâmplător din rulota unde ne schimbam împreună. El a spus, păi toată ziua ai purtat ochelarii mei și de ce nu mi-ai spus? De ce nu mi-ai spus? Mi-am pus ochelarii loc, vedeam, n-aveam absolut nimic. Da, dar vezi, fericire mai mare decât asta nu există. E tocmai, foarte pentru adevărat. Că treci pentru o clipă în asta și într-o dată reconsideri. Așa că eu cred că tot, cred că Brătean a zis, ia să vedem noi cum facem ca să fie și aici tot, că e tot o dinastie, nu că băiatul o să fie actor și deja joacă, așa că deci suntem tot într-o dinastie. Cu alte cuvinte, pentru cei care vor vedea filmul și deci să vă uitați atent. Și această emisiune, să știți că tot discursul lui Brătean era traversat și de posibilitatea irreversibilității unui atac cerebral. Cum te înțelegi cu Regina, respectiv cu actrița? Adică, cum ați funcționat, vreau să spun? Roxana Lupu e o actriță absolut extraordinară. Care stă la Londra. În relații foarte bune, stă la Londra, acum e proaspăt mămică, stă și în România. Am invitat-o la Universitatea Națională de Arte Teatrală și Cinematografică să țină un curs de film. Ea a avut șansa să o joace pentru BBC și pe Elisabeta a doua. Asta mi se pare foarte interesant. Da, o fi scris în destinul ei, ceea ce e foarte frumos. Și că lui Helen Mirren s-a mai întâmplat așa să joace cele două Elisabete, da. Mă rog, Elisabeta lor, întâi așa. Din punctul meu de vedere ne-am înțeles foarte bine, acum sigur că trebuie într-o persoană întrebată și ea. E un om și un coleg pe care îl respect, va face o carieră strălucită, cred, în profesia noastră. Și cu Carol al doilea?
Care nu, este Angel Damian. N-ai avut nicio... Nu, Carol Damian. Ce frumos. Așa e foarte frumos, o să-i spunem. Cu Angel Damian ne vedem dacă des. Dacă nu-i zicem Vlad Damian. Enorm de multe proiecte împreună, dar nu ne-am întâlnit pe set. Deci nu avem nicio scenă împreună, nu ne-am întâlnit la filmări. Pentru că voi doi sunteți exact cum ne-am imaginat fiecare dintre noi personajele reale. Adică asta mi s-a părut formidabil. E foarte greu într-un film de genul ăsta. Știi cum e, fiecare își imaginează altfel. Sau atunci când ecranizezi un roman, tu ți-ai imaginat altfel că arată fiecare în parte. Știm bine cum a fost la Paripile Vântului. La categoric că la Scarlet suntem cu toții de acord. Pe la Ashley mai avem ceva dubii. Știi, cam asta e. Deci în cazul dat, voi doi sunteți absolut formidabili și tocmai de asta mă gândesc că probabil că lumea o să înțeleagă mai bine niște lucruri. Și dumneavoastră sunteți foarte amabilă și o recunoaștere. Nu, băi, lumea vede filmul, deci eu nu vorbesc despre ceva ca din... Și asta mi se pare frumos, că o să iasă pe ecran exact pe 8 noiembrie de Sfântul Mihail, pentru că știm că regele Mihai era născut pe 25 octombrie, când e și ziua armatei de altfel, dar întotdeauna aș sărbătorea de Sfântul Mihail cu un tort de bezea cu ciocolată și o cupă de șampanie. Deci l-ați cunoscut pe regele Mihai? V-ați întâlnit? Ne-am întâlnit, am avut bucuria și plăcerea unei invitații făcută de prințul Duda la Casa Regală. Prințul Radu. Prințul Radu. Păi au fost, de fapt, a fost coași? Nu. Nu el a fost mai mare cu generație. Prin, și am fost invitat la Casa Regală, l-am cunoscut pe majestatea sa. Un moment unic în, în viață. Așa. E foarte greu să pun în cuvinte. Am fost și cu copii, ceea ce mi se pare un lucru extraordinar. Da. Cred extraordinar. Da. Așa este. În orice caz, de-abia așteptăm, vedem filmul. Filmul o să însoțească inclusiv caravana filmelor de la Cannes, din diverse orașe, așa că o să aveți ocazia să îl descoperiți. Deci am ajuns la Drumul spre Stele și acum o să vorbesc puțin despre un film pe care cu siguranță că încă nu l-ați văzut. Ăsta este avantajul nostru, că vedem puțin în avans, și anume ceea ce numesc eu supăm în serele, adică filmele astea din care alegi sau nu să pierzi o oră jumate, două din viață ca să le vezi, și care se cheamă Countdown. Este evident un film de groază, numărătoarea inversă, și o poveste cu cineva care poate să spună exact când se va sfârși viața celuilalt și că mai are de trăit foarte puțin și ce se întâmplă. Totul e transformat însă într-un, cum spuneam, într-un horror. Pe de altă parte, dacă stau să mă gândesc că la Cannes anul ăsta a luat Parasite, care este tot un horror, și la Veneția a luat Jokerul, care iarăși e un horror, cu Joaquin Phoenix, de altfel, care a filmat în România tot pentru casa lui Cristian Mungiu, probabil că asta vrea lumea foarte tare. Deci este la ăsta, dacă vreți, vă place genul, mergeți, dacă nu, eu zic să ajungeți neapărat la cel despre Regina Maria. Și mai mult decât atât, povestea asta cu ghicitul, cu cum ai să mori și când ai să mori, știi că apărea și în Funeralii fericite, de exemplu, în film, știi că era povestea și la fiecare, de fapt, sfârșitul era cu totul altul decât la ghicitor, după cum știm bine că s-a întâmplat în realitate și la Toma, din păcate, preghicise cineva că o să moară într-o cădere și n-a mers cu avion. Deci vedem că nu întotdeauna are legătură cu alta. Deci am terminat cele două filme de acum, așa, de săptămâna asta, și acum trecem la câteva întrebări. Care e ultimul film la care ai râs în hohote? Vezi că el a pierdut toată lista, n-am făcut-o eu, deci asta e. Ultimul film la care ai râs în hohote, poate fi orice, românesc, srenesc. Eu știu ce spui, dar mi-e așa de greu. Acum stau și mă gândesc dacă te-am văzut vreodată râzând în hohote. Nu, nu știu. Mai un hohote. Da, s-a întâmplat, ia să vedem. Aș amuzi și audiența și pe tine să spun că am râs în hohote la un film. Așa? Poate măcar la o scenă, la ceva. Dar de-a lungul, sau poate de-a lungul vieții, la unul dintre ele. Unul care îl pui când dai chef să te distrezi și zici, hai, acum, ții copiii dacă, și zici, hai să dacă râdem mi-ai dat aveți o așa mai mare așa, alonjă, bine, adică, așa. Țin minte că luminile orașului așa au reprezentat pentru mine reperul bucuriei create de pelicula cinematografică. Deci acolo
am râs atât de tare, uh-huh, încât am deranjat toți colegii. Uh-huh. Eram cu colegi de școală, ne-au dus la film pur și simplu. Ultimul film pe care l-ai văzut la cinema și eventual în care nu joci, adică dacă se poate. Da, am avut o tentație să mă duc acum să văd Once Upon a Time in Hollywood. In Hollywood, așa. Dar am ratat această oportunitate. Întâlnirea trebuia cu să mă duc cu feciorul meu. Uh-huh. A apărut ceva neprevăzut. El a fost la văzut. Mi-a împărtășit faptul că i-a plăcut, dar în același timp colegii lui nu l-au gustat foarte... Trebuie multe... Sunt foarte multe referiri la filmele lui anterioare și la toată perioada respectivă și atunci sigur că el venind dintr-o altă lume, nu chiar din lumea lui Tarantino, dar oricum știm mult mai multe, a putut să se sezizeze mai bine. Și acum, totuși, să nu consideră telespectatorii noștri că am văzut aproape 8 filme la festivalul filmului de la Timișoara. Da. Și filme, filme rare. Și foarte speciale, toate ne-au plăcut foarte tare. Adică filme din Ungaria, din Slovenia, din foarte interesant. Ucraina, da, au fost foarte... Da. Donbasul, mă rog, Donbasul l-a văzut, l-a mai văzut lumea, filmul lui Jude l-a mai văzut lumea, dar celelalte nu, cel unguresc care mie mi-a plăcut foarte tare, dar voi ziceți că e prea sentimental, eu mărturisesc că mi-a plăcut chiar mai tare decât fiul lui Saul, pentru că mi s-a părut mai uman, așa, probabil că unde e și o poveste de dragoste acolo, era doar așa, tată fiul și atâta tot. Da. Dacă am pomenit Donbasul, aș vrea să ne oprim puțin asupra lui, pentru că partea nevăzută a lucrurilor e de multe ori atât de surprinzătoare și în povestea asta a războiului, cu ghilimele de rigoare, a conflictului ucrainian, adevărurile crude, spuse cu inteligență și cu umor, pentru că la Donbas am și râs, m-am îngrozit, am plâns și am râs. Loznița, o inteligență care abordează filmul într-un stil cu totul și cu totul aparte, îmi place extraordinar de mult și am râs la Donbas pentru că tragedia, nici măcar drama, tragedia care traversa viețile oamenilor de acolo ascundea situații de viață cât se poate de fire și de normale, aberante, disfuncte, dar în același timp prezente, reale, existente. Astea sunt viețile noastre, ăștia suntem, atâta putem. Deci, cu alte cuvinte, am râs și la Donbas, am și plâns. Era un râs amar. Era un râs amar, ceea ce se cheamă. Foarte bun film. Și cu Andriuț al nostru, așa că cum el a lucrat și cu Vlad Ivanov și cu voi trei sunteți de obicei popii, eu de zic că data viitoare, cum ziceam, dacă o să avem vreo nuntă sau ceva, sigur, un sobor de preoți facem din voi trei oricând, așa, categorică. Bun. Ce rol ți-ai fi dorit foarte tare, dar încă n-ai avut ocazia să-l joci? Așa. Mă credeți, nu mă credeți, nu mi-am dorit niciodată niciun fel de rol. Adică au venit singure. Viața să mă întâmpine cu roluri și de multe ori a fost peste așteptări, în sensul cel mai bun al cuvântului, uneori copleșitoare, alteori ultra provocatoare. Care a fost cel mai copleșitor? Brătianu de acum sau? Nu. Nu, care? Rolul din filmul domnului Cristian Mugiu din Bacalaureat. Da, a fost și de întindere și de consistență. Da. Chiar a fost o provocare care nu știu dacă i-am făcut față. În mod sigur, spunem noi. Cel mai provocator rol din... Da, într-adevăr era extrem de complex. Da, e foarte adevărat. Da. Eu mărturisesc că mie îmi place foarte tare și rolul din și ca ei sunt pe pereți. Pentru mine a fost o descoperire, după care am încercat să văd tot ce ai făcut vreodată. Și scurtă, și lungi, și teatru, și tot. Deci de acolo s-a produs declicul la mine. Am avut bucuria faptului că acum două zile un coleg de breaslă mi-a dat un mesaj și a spus mă uit la și că ai sunt verzi pe pereți, ceea ce e un semn bun dacă un coleg de breaslă te atenționează că se lichizează filmul. Probabil pe canalul Georgescu, presupun, dar cred că acolo era sau a fost pe vreun canal de televiziune, dar oricum mă bucur foarte tare. Ce talent ascuns ai? Ai vreun talent ascuns? Așa, că nu știu dacă am vreun talent. Da. Poate te pricepi la ceva de care nu ne așteptam noi, uite. Nu știu, repar mașină. Aș vrea să cred că
n-am lucrat enorm de mult într-o formarea și punerea într-o matrice acestui talent, dar întotdeauna mi-a plăcut dialogul cu tinerii și povestea asta cu mentoratul. Uh-huh. Cred că dincolo de dimensiunea vocațională a mentoratului, mi-ar fi plăcut să mă ocup de oameni tineri. Uh-huh. Mi-ar fi plăcut să fiu pedagog. Uh-huh. În sensul propriu al cuvântului. N-am formare în acest sens, în ciuda faptului că sunt profesor și predau, dar totul s-a întâmplat prin experiență, încercare și eroare. Nu știu dacă e un talent, e mai mult o dorință, un deziderat, pe care, mulțumesc Dumnezeu, îl practic decât, dar mi-ar fi plăcut să fi fost profesionalizat în sensul ăsta și să mă ocup de copii, de adolescenți și de formarea lor. Citatul preferat. Ai un citat? Da, da. Un moto, ceva? Am un... ca să mă exprim într-o limbă neoșă românească, be yourself. Be yourself. Dar cred că mai degrabă aș inversa prioritățile și aș zice cunoaște-te pe tine însuți.